Hei, salutare, sunt Ionel. Bună ziua de la prieteni pentru prieteni, astăzi misprăvile lui Ionel Nistor. Fără din cea mai primit, ce mai ai pregătit pentru noi, ce le mai oferă, ce le mai învață, avem multe surprize și proiecte pentru dumneavoastră. În timp ce vom savura cu ceai, vă vom povesti despre Ionel Nistor. Vă salut, sunt Ionel. Nu atât de important a fost cadrul acesta cu Ionel, Căpăceala și Polenul, și nici, mă rog, ideea de bidoane de miere sau standul de transvazare nu e atât de important, de extracție. Da, m-a întrebat cineva dacă există și centrifugă. Avem și centrifuga prin rame, fiindcă scopul nostru nu este să facem miere. Măcar că rezultă și ceva miere, cum se vede aici și prin bidoane și Căpăceala, în parte din ea, în parte a fost deja prelucrată. Nu în ultimul rând, fagure crescut natural, căpăcit, pus la borcan sau livrat la caserolă. Astăzi mi-am propus să am alt scop cu dumneavoastră, nu să vedem cât de tare s-o betona zahărul și cât de vechi o fi fost oare zahărul de la care se vinde la reducere, nici prepararea turtei cu polen și cu izolat protein pe soia. Și am vrea să vorbim despre... Bună seara, ce faci aici? Bună seara, draga mea, uite pe un ceai. Și citesc manualul ăsta de utilizare la mașina asta care am cumpărat-o, că e în engleză și cere mai mult timp să înțelegi ce vrea să spună. Și ce face mașina asta? Păi știi că am povestit că am stat într-o noapte, vreo două ore jumate să recoltez păstura. Și de-a dat 30 de grame, așa că mi-am cumpărat mașina asta. Și cât a costat? Păi când am dat pe ea, a costat 720 de lei, 700 mașina și 20 de lei transportul. Sper că își merită banii. Păi eu așa cred, discutam, am avut discuția asta, eu știu că de obicei când e vorba să cumpără mașini pentru apicultură, când vor discuția asta se uită că da, sunt multe de cumpărat. Și de un ceai? Sper să ne scoatem investiția. Ca de obicei în apicultură investești an de la rând și la un moment dat începi să faci cu niște bănuți, așa, câte un borcan de miere, câte o pungă de polen, mai vor oameni păstură, uite cum au fost și fagurile așa că le-am dat. Hai! Convinge-mă să vedem ce știe să facă. Da? Da, știu și să văd cum funcționează. Am înțeles că trebuie să tai fagurul și viță și asta o să fac în seara aceasta. Și o să-i bag la congelator, la minus 20 de grade și trebuie să stea 16 ore. Deci începem în seara asta și terminăm mâine? Probabil mâine voi pune în funcțiune modul care ea funcționează și cum ea să prima făstură din mașina automată. Nu acea manuală care am recoltat în 2 ore jumate, 30 de grade. Deci o face că doar copiii să nu vadă cum vor ei? Face zgomot, să știi. Chiar vedeam la un apicultor că folosea, chiar băiatul făcea. Aici e factura, chitanța, așa că pentru cei care au dubii că ascund lucruri de soție, soția știe cât costă. Dincolo de lucrurile acestea, vreau chiar să mulțumesc unui prieten care m-a ajutat să cumpăr niște cărți de stat. Sunt cele trei cărți despre creșterea reginelor. Aici creșterea și, mă rog, diferențele între sexe, creșterea reginelor și a trântorilor, apoi creșterea reginelor și diferența iar sexele la albină. Două cărți, mulțumesc de mult că am ajutat să trei cărți să le văd. Ceva timp în urmă am avut vizita unui coleg apicultor și m-a surprins un catalog de produse din 85 din Franța, iar cu o carte foarte frumoasă, ilustrată, bună de lectorat, cei care încă nu știu cu ce se mănâncă, aici e o dedicație a proprietarului și autorului către proprietar, cartea neaparte din mie, și e o carte în imagini, în franceză. Omul s-a stăduit să le traducă, să înțelege. Iar, curând mi-am achiziționat niște căticele, aceasta o mai aveam într-un exemplar, dar fiindcă am luat-o, am zis să am două exemplare, să pot face și cadou. O carte faină, mierea și alte produse naturale, din taiele naturii, Dessy Javier, cred că e autor francez, trebuie să citesc, e tradus în română. Apoi iar o cărturie interesantă, mierea și sănătate, sau băuturi și produse ale mierii.
Dar din târnă am cumpărat iar la un preț extraordinar, apel la mine. Ha, și mai avem. Dar mai zi-mi o dată, ce face șmecheria mică de mașină cu 7 milioane? Scoate păstura. Și la ce e bună păstura? O bună întrebare. Păstura se obține din polen, de cotat de albine, tăpăcit. Tăpăcit, de fapt, din celulă, cu anumite enzime, care petrece în timpul familiei pe la macerare 8-5-4 de zile și e trasă de acolo. Este un mediu pentru multe afecții. Ca de exemplu, sunt afirmația unor autori de carte, studii că a ajută la regenerarea ficatului de viroze hepatice. Studii concrete? Da, sunt și ceva studii concrete. Aici am avut discuții interesante cu cele două invitate de la Casa Bio, doamna Lina Varade și doamna doctor Mirela Strat, dar și cu regretatul Necea Nicolescu. Produse care de-abia aștept să ne încânte și pe noi, în consumul nostru. Noi le-am consumat, dar cu recoltare manuală și din cele mult, mult efort. Și așa că de-abia așteptăm să le... Și păstura poate să o folosească cine, oricum sau nu? Mai... Se va lua în atenție cei care sunt alergici, nu pot folosea cei care sunt alergici. În ce doze este sau cum este? Aici există anumite rețete de administrare și care are curgea din nutriția în care am înțeles. Nu sunt de informații. Spor la treabă, sănătate, cu prietenie Ionel de la Apisinele.